Bună dimineața! Bine ați revenit la Busy Life TV, primul canal media de live stream din România, dedicat mediului antreprenorial. Sunt Cristina Alexandru, gazda emisiunii Ora de HR. Așa cum bine știți, Ora de HR este o emisiune prin intermediul căreia ne propunem să avem invitați, angajați, angajatori, antreprenori, care să vină cu experiența lor din cadrul HR, care să ne ajute cu informații, cu bune practici în domeniul acesta. Astăzi, practic, la emisiunea noastră, ne vom avea invitată pe Cristina Călugăru. Bună dimineața, Cristina! Bună dimineața, bine v-am găsit! Cristina a început activitatea în zona de recrutare în cadrul unei companii din industria alimentară. Compania se numește Best Food Productions. Acolo, practic, a activat timp de 9 ani, perioada în care a evoluat în zona de HR, a avut posibilitatea să învețe foarte mult din zona aceasta, îmbinând partea de comunicare și, efectiv, activitatea practică din zona de HR. Apoi a acceptat o provocare în cadrul companiei Infantis România, tot în industria alimentară, de data aceasta un producător de mezeluri, iar în prezent Cristina este HR manager la Graftex România, bine cunoscut pe piață ca și brand Bigotti. Mă bucur să o avem astăzi alături de noi. Ea ne va povesti despre experiența ei. Vom învăța care au fost pașii pe care i-a urmat în zona aceasta de resurse umane, cum a pornit de la zero și cum a evoluat. Totodată vom povesti despre un subiect care este foarte, foarte efervescent pe piață în momentul acesta și mai exact despre digitalizare, care sunt tool-urile pe care le folosesc companiile pentru această etapă din dezvoltare. Totodată, care sunt provocările, care sunt punctele forte, care sunt beneficiile ce vin odată cu această digitalizare. Deci, mă bucur că în acest nou sezon sunteți din nou alături de noi. Vă rog să ne ajutați în continuare cu like-uri, cu share-uri, astfel, practic, informația va ajunge la cât mai multe persoane și vom aduce un plus valoare comunității de HR și business-ului din România. Încă o dată, bună dimineața, Cristina! Mă bucur foarte mult că ai acceptat invitația noastră. Mulțumesc și eu foarte tare pentru invitație. Așteptam cu nerăbdare să începem. Mă bucur. Deoarece am avut la dispoziție câteva luni de vacanță în care am reflectat asupra temelor. Așa cum bine am spus anterior, tu practic ai început activitatea, ai avut posibilitatea să intri în domeniul HR și ai evoluat timp de 9 ani, da, în cadrul industriei alimentare la Best Food Productions. Practic acolo a fost începutul tău. Așa este. Am să te rog să ne povestești puțin din această experiență, această călătorie în zona de HR. Cum au evoluat lucrurile și care au fost pașii pe care ai urmat? Ai denumit-o bine, călătorie, așa. Într-adevăr, am pornit de foarte tânără, de la 19 ani. M-am angajat dintr-o întâmplare, aplicând pe e-jobs la ei, era foarte aproape de domiciliul meu. Mi s-a părut interesant, avea un post de asistent manager inițial. Mi s-a părut interesant, mi s-a părut o companie serioasă și am aplicat. Am fost chemată la un interviu, lucrurile au decurs perfect normal, am devenit asistenta managerului general. Uh-huh. După care, prin perseverență și muncă și implicare, am început să deprind abilități noi, să dezvolt interes pentru toate ariile. Am început să mă prindă puțin așa microbul ăsta de producție alimentară și să văd exact de unde vine, cum sunt procesate, cum ajung ca produse finite. Uh-huh, uh-huh. Ai văzut practic imaginea de ansamblu? Exact, nu aveam habar, eram uh-huh. copil, nu știam despre ce e vorba, nici de business-uri și așa mai departe. Singurele job-uri pe care le mai avusesem până atunci erau cea de hostess la anumite evenimente în care distribuiam pliante sau eu știu ce, pe timpul verii. Uh-huh. Ei, oarecum te-a ajutat și partea aceasta pentru că ai interacționat Sigur cu da. Mai mulți oameni, partea de comunicare? Categoric. Ulterior am avut o oportunitate, într-adevăr am fost foarte norocoasă pentru că colega mea de la HR de la vremea respectivă s-a îndreptat către psihologie, uh-huh. ea fiind foarte pasionată de psihologie și a dorit o meserie în acest sens și a dorit să parcurgă până la final, să facă
acest lucru. Și-a lăsat partea de HR practic în favoarea altcuiva. Uh-huh. Nu au avut om. S-au gândit, ei se bazau foarte mult pe promovare internă. S-au gândit inițial să recruteze din afară, s-au gândit cine ar fi mai potrivit pentru poziția respectivă și șeful a ajuns la concluzia că eu aș fi potrivită să iau locul ca și HR specialist sau ceva de începător. Cum a fost pentru tine momentul acela în care Șocant, ei s-au propus? Nu m-am așteptat, nici măcar nu știam, m-am speriat foarte tare la început, nu știam ce se întâmplă, nu știam cum o să răspund eu de 200 și ceva de angajați, cum o să vină să le dau salariile sau eu știu, mi se păreau foarte mari responsabilitățile și foarte mare trecerea de la un post de genul ăsta. Între timp, eu cochetasem puțin cu un curs de SSM, am făcut și cursul ăsta de HR pentru că aria mi se părea interesantă, mi-am dorit, întotdeauna am fost pasionată de partea asta de uman. Și am zis da, provocării, fără să mă gândesc prea mult. Probabil că așa se iau și, în general, deciziile în viață. Hai să vedem cum se întâmplă și de ce să nu reușesc să... Da, în general, în viața mea mi-a cam ieșit lucrurile și am zis și atunci da, fără să clipesc. Și important este să ai șansa de multe ori. Important, că... el a fost cel care mi-a oferit șansa, într-adevăr. Nu m-a acordat nimeni încredere, sinceră să fiu. Toți managerii mai mari, financiari și așa mai departe, erau și ei la fel de surprinși de această decizie. Dar după 3 luni de zile, cel mai mare succes din cariera mea a fost când mi-a strâns mâna și mi-a spus felicitări, ești promovată pe postul de HR manager, ai fost foarte capabilă să mergi mai departe, sunt mulțumit de tine. Lucru care se întâmplă destul de rar în zilele noastre și la o vârstă atât de fragedă. Dar mi-am dat silința, am învățat foarte multe lucruri. Într-adevăr, a fost o călătorie. Le sunt profund recunoscătoare și acum. Pentru că acolo m-am format ca om. Acolo m-am format ca om de HR, acolo am deprins totul, am luat-o de la zero, neavând ajutor, a trebuit să mă specializez în continuu. Asta urma să te întreb, cum ai reușit totuși, că aveai nevoie de un background? Da, nu m-a sprijinit efectiv nimeni. Părinții mei își doreau ca eu să fiu economist. Mie nu-mi plăceau cifrele. Simplu a fost un vis al meu pe care l-am urmat și m-am orientat către rezultat și către profesie. A fost de fapt un țel pe care a trebuit să-l urmez cu disciplină și hotărâre. Am studiat foarte mult programe de leadership, am făcut cursuri de HR specializate, am început cu cel de recrutare, ulterior cu cel de salarizare și payroll, am făcut și puțină statistică, am intrat puțin în partea asta de cifre mai mult, pentru că neplăcându-mi atât de tare partea de payroll, am vrut să stăpânesc suficient astfel încât să nu întâmpin nicio problemă. Și așa am aprofundat foarte, foarte mult. Ulterior am făcut cursul de management și apoi m-am axat pe partea de dezvoltare, pe partea de talent acquisition, evaluarea performanțelor și așa mai departe. Deci practic ai trecut gradual prin toate etapele. Da, lucruri pe care nu aveam posibilitatea să le fac foarte în amănunt acolo, pentru că ne axam mai mult pe... producție, muncitori, aveam foarte puține poziții de specialiști. Sau... specialiști. Deci, practic, era recrutare în masă, oarecum, nu? Era mă gândesc recrutare în masă, era o recrutare basic, rare ori se întâmplau să avem poziții mai dificile și când spun poziții dificile, nu vă gândiți neapărat la IT, ci în producție alimentară o poziție dificilă poate fi și un frigotehnist, poate fi un electrician, iar cei care lucrează în industria alimentară știu ce înseamnă să recrutezi un frigotehnist în vară, spre exemplu. Nu poți să le iei decât de la găiești, eventual. sau dacă ești foarte bun. Poziții dificile au fost, mecanici, automatiști, pentru că în producție alimentară sunt anumite
chei pe care trebuie să le ai ca să poți să funcționezi în parametri optimi. Așadar, nu am avut foarte multe joburi pe partea asta de middle și top management, ca să pot să spun că am avut, nu știu, ceva provocări. Bine, provocarea este și în recrutare în masă, pentru că oarecum trebuie să-ți faci un plan ca să poți să livrezi candidații, angajații, să aduci angajații în companie în timp util, să ai anumite timing-uri, și atunci sunt provocări și pe zona asta, destul de mari. Dar... Provocarea este retenția de personal în industria alimentară. Așa este, într-adevăr. Provocarea, de fapt, în asta constă, în retenția. De adus poți să-ți aduci personal, dar să-l faci să rămână și să-l fidelizezi și să-i satisfaci efectiv toate dorințele, îmbinându-le cu valorile și cultura organizațională, este destul de dificil. E mai dificil. Da. Așa este. Așa este. Bine, asta se întâmplă cam în toate domeniile acum. În toate arile, este adevărat. E un deficit pe piață și atunci am avut se resimte. Noroc, pentru că am avut o perioadă mai ușoară în HR. Într-adevăr, ceea ce se întâmplă acum 9 ani nu se întâmplă și în zilele noastre. De pentru care am renunțat la producția alimentară. Asta pentru că mi-am dorit să dezvolt și să văd și partea cealaltă a resurselor umane. Să am mai multe confruntări, exact. Și să am o mai mare gamă de experiență și de provocări. Ok, și următoarea etapă practic a fost... Următoarea etapă după Best Foods Production a fost incursiunea în Infantis România. Producția alimentară pentru mine, după 9 ani de zile de lucrat acolo, mi se părea ceva normal, firesc, mi se părea că totul e la fel, fiecare știam ce înseamnă, m-a întrebat cineva ce înseamnă producție alimentară și ce înseamnă să lucrez cu producție alimentară, le răspundeam cu ușor, cu o libertate în exprimare și mi se părea foarte simplu să acționez în industria alimentară. Doar că depinde de domeniu. Poți să ai industria alimentară în snacks sau alune și poți să ai industria alimentară în carne, mezeluri, care este total diferit. Ceea ce știam eu 9 ani de zile s-a demontat în momentul în care am pășit în Infantis România. Asta pentru că ține cont de specificul fiecarei companii, de condițiile de muncă ale fiecarei companii. Să nu uităm că nu îți trebuie o temperatură minimă de minus grade ca să produci un snacks. În schimb, în condițiile în care o carne este un aliment perisabil, foarte perisabil, ai nevoie de niște condiții optime să se întâmple asta. Vorbim despre un sistem de HACCP foarte bine pus la punct. Sistemele de calitate, siguranță alimentară, iarăși, pentru client, lucruri pe care nu le cunoșteam. De asemenea, provocările au venit din partea de sales, în partea cealaltă mergeau de la sine. Aici trebuia să ne zbatem ca să fim numărul 1 pe piață, pentru că am ținut foarte mult la calitate. Și atunci... Da, clar, diferențele și diferențele au erau. Am fost puțin dezorientată la început, sinceră să fiu, pentru că a trebuit să iau totul de la zero. Dar a fost o provocare pe care am îmbrățișat-o cu mult drag și am dat tot ce am putut eu ca să facem lucrurile să meargă și într-adevăr au funcționat. Am mers pe partea asta de evaluarea performanțelor și de asemenea am căutat să bonusăm și să ne fidelizăm angajații, astfel încât la sfârșit chiar s-au văzut rezultatele. Dar am ales o altă provocare pe care a venit din senin. Efectiv, a venit o provocare din partea companiei Graftex la începutul lunii ianuarie acestui an. Nu știam ce înseamnă industria textilă până în prezent. Eu lucram numai în industria alimentară, asta era domeniul pe care eu îl căutam. Dar a fost o nouă oportunitate și am fost efectiv
de acord să o îmbrățișez. Astfel că, după multe interviuri și multe tatonări, ce-i drept, acum am luat deciziile mai dificil, fiind puțin curioasă în privința noilor schimbări, noi industrii. Mm-hmm. Da, practic acum treceai mai mult, dar fi însemnat iar să ies din zona de confort, iar să o iau de la zero, am făcut-o. Se pare că sunt mai deschisă la nou. Mm-hmm. De obicei sunt o persoană foarte statornică și asta a fost pentru mine puțin ciudat că ai făcut schimbarea atât de repede. Dar nu regret nicio secundă. Am învățat foarte multe lucruri și aici și am avut o mare șansă cu un colectiv extraordinar cu care lucrurile devin foarte simple dacă le urmezi așa cum trebuie. Bun, Cristina, avem o întrebare, am să te întreb puțin. Alina Constantinescu, ne salută în primul rând, bună ziua Alina, și ne întreabă ce probleme ați întâmpinat pe postul de HR, care sunt principalele provocări ale jobului. Mulțumesc și vă doresc succes în carieră. Mulțumesc și eu. O să vă răspund. Știu că puțin dintre noi pun în lumină și problemele de la HR. Majoritatea spun, vai, ce frumoasă e meseria asta și ne-am bucurat să fie așa, dar într-adevăr sunt și probleme. Pentru mine, cea mai mare, nu pot să spun problemă, pot să spun că am avut o dificultate în a mă educa în acest sens, a fost să mă detașez de partea psihologic, să mă detașez de mine ca și individ și să gândesc astfel încât să ajut și angajatorul și angajatorul în același timp. Pentru că om fiind, tinzi să-i fii de partea angajatului și să fii subiectiv, astfel că e foarte dificil să iei anumite decizii în anumite momente, când sunt cercetări disciplinare, spre exemplu, trebuie să auzi ambele opinii, să cântărești foarte bine, să fii conștient, sigur că da, de repercursiuni, să fii foarte obiectiv, să fii onest, să vezi lucrurile pe ansamblu. Eu cu asta m-am confruntat, mai ales că sunt o persoană sensibilă, empatizez foarte ușor cu oamenii. Mi-a fost foarte greu să mă deplângeam în primele mele dăți în care trebuia să mă despart, ca să nu spun altfel, să mă despart de oameni. Plângeam. Plângeam pentru că mă simțeam vinovată eu, neștiind că lucrurile sunt total diferite. Ulterior am înțeles că fiecare e liber să-și aleagă un drum. Eram dezamăgită, spre exemplu, în anumite momente în care recrutam pe cineva și era foarte bun și mi se părea că e piesă de puzzle potrivită. Și ulterior am plecat după 6 luni că și-a găsit un job mai bun și nu puteam să înțeleg, dar de ce mi-ai promis? Că... Da, sunt foarte multe lucruri care intervin. Exact. Factor extern. Un curs nu poate să-ți insufle această intuiție, ca să zic așa, sau această lecție a vieții pe care o înveți efectiv din practică. Așadar, se pregătească să se înarmeze cu răbdare, cu ambiție, cu calm. Calmul a fost cel pe care l-am deprins de-a lungul anilor. Mm-hmm. Și să-i și placă foarte mult, nu? Să-i placă foarte mult domeniul. Sigur că da. Trebuie să, dacă nu ne place, nu reușim. Nu există succes decât în momentul în care împletești frumos meseria cu pasiunea mare. Cu pasiune, exact. Așa este. Bun, îți mulțumim încă o dată, Alina, pentru întrebare și vă invităm în continuare să ne adresați întrebări, pentru că astfel învățați de la specialiștii invitați la noi, practic, din experiența practică, bune practici în HR. Bun, mulțumim, Alina, încă o dată. Am să
mă gândesc care, ce te motivează în activitatea aceasta, ce te face să, să-ți dorești în continuare să fii în departamentul de HR și să faci ceea ce faci în prezent. Bună întrebare. M-am întrebat și eu de multe ori ce mă motivează să ajung atât de departe, pentru că am și prieteni care și familia la fel îmi spuneau, dar de ce nu rămâi constantă undeva? De ce tot trebuie să te specializezi? De ce tot timpul ești la cursuri? De ce tot timpul îți rup din timpul tău liber și îți dorești să faci mai mult și mai mult în fiecare zi? Asta pentru că, pentru, știți, în firea umană există două motivații. Una, ne e frică de eșec, și alta, că vrem să țintim cât mai sus. Am ales-o pe cea de-a doua. Motivația mea vine exclusiv din dorința de a promova în carieră. Mi-am dorit foarte mult să fac asta prin forțe proprii. Și cred că motivația unui parcurs frumos ține mai mult de... are o pondere mai mare decât, decât cea financiară sau eu știu cea... Nu știu, de orice altă de orice natură, efectiv. De orice altă natură. Spune-mi, în partea aceasta de promovare a persoanelor din intern, pe partea aceasta de evaluare, de motivare, ai avut programe în care te-ai implicat și cum s-au întâmplat lucrurile în, în companiile în care ai lucrat, în care da, ai activat? Sigur că da. Pentru mine este primordial să promovăm persoanele în, în carieră. Asta pentru că este esențial ca valorile organizației să se alinieze cu cele umane. Dacă managerii ar ține cont de aceste lucruri, consider că rezultatele ar fi mult mai, mult mai bune și rata de retenție ar fi mult mai, mult mai bună. De multe ori punem preț pe valoare și nu punem preț pe om. Asta se întâmplă în practică din nefericire acum, cel puțin asta am văzut eu din experiența mea de până acum. Și uităm de oameni și uităm să-i motivăm suficient, să avem grijă de să-i aliniem la cultura noastră organizațională, să le facem un induction foarte bun, să revenim asupra procedurilor de ori de câte ori este necesar, astfel încât să le reamintim politica organizațională. Pentru este esențial să investim în valorile organizației și să motivăm personalul. Vă referiți la ce am făcut până acum pe partea asta sau ce vreau să fac de acum încolo, pentru că am în minte un sistem de bonusare și de evaluare performanțelor foarte bine pus la punct. Deci acesta ar fi planul pe care vreau să-l urmez și vreau să-l dezvolt. Până acum am conchetat cu tot felul de prime, bonusuri, grile, sisteme de evaluare, sisteme de evaluare prin 360 de grade, sisteme de evaluare 1-1, sisteme de evaluare externă cu Mystery Shopper, din diversele domenii în care am activat. Le-am pus cap la cap. Am analizat exact. Și am făcut chiar și un studiu anul acesta, mi-am susținut dizertația în evaluarea performanțelor angajaților în industria alimentară și am ajuns la concluzia că ceea ce este urmărit întotdeauna duce la rezultate bune. Astfel că sunt mai hotărâtă ca oricând să urmăresc rezultate și să ofer feedback și să promovez persoane capabile. Pentru că de multe ori sunt în umbra altora, sunt nedescoperite și nu sunt atât de eficiente precum ar putea fi. Într-adevăr. De ce nu? Cât de important este rolul unui manager în cadrul unei companii și care crezi că sunt calitățile care trebuie, pe care trebuie să le aibă un HR manager? Rolul managerului este foarte important, fie că este de HR, fie că este de oricare altul. Sigur că el trebuie să îndeplinească câteva criterii.
Cum ar fi obiectivitate, onestitate, trebuie să fie integru, dar în același timp orientat către rezultate și către oameni și cel mai important este să fie, să aibă comunicare, să înțeleagă procesul de la recrutare până la final. Mm-hmm. Deci să practic este de HR, fie este că este de vânzări și așa mai departe. Dacă nu înțelege procesul, nu ar cum stabilească o grilă de evaluare, o scală, nu are cum să-și stabilească criteriile, nu are cum să stabilească nimic în sensul ăsta. Astfel că preocuparea pentru angajat în sine și pentru business-ul pe care îl desfășoară trebuie să vină din cunoașterea efectivă a business-ului, rădăcinilor. Dacă nu este implicat acolo, să știe procesul, din punctul meu de vedere este foarte dificil. Se pierde cumva latura. Bine, poate și din cauza aceasta unele companii au anumite probleme pentru că, într-adevăr, partea de business nu se implică poate foarte mult și nu cunoaște foarte bine fluxurile și atunci aici ar putea fi să un minus. Să nu uităm că este o diferență între management și leadership. Una este să fii manager și alta este să fii lider. Așa este. Nu este suficient să ai o titulatură, ci trebuie să ai toate abilitățile și uneltele necesare, să fii un lider bun, astfel încât să poți să coordona atât procesele cât și oamenii din subordine. Sunt mai greu de găsit candidații în 2018 decât în anii anteriori. Acum, tu practic vii din două industrii, atât industria alimentară cât și industria prezentă, industria textilă. Cum simți oarecum partea de recrutare? Nu aș putea să vă spun că sunt mai greu de găsit acum decât înainte. Dacă ne raportăm la statistici, da, am putea vedea o diferență și un mai mare efort acum în a găsi candidați. Dar asta, în opinia mea, nu ține de anul în care suntem. Ține efectiv de nevoia de a canaliza atenția către ceea ce își doresc, de fapt, candidații noștri. Candidați buni se găsesc și acum. La fel se găseau și în 2012. Cheia succesului este să valorifici angajatul și să îl pui la locul potrivit în momentul potrivit. Cred că asta este de fapt challenge-ul, dacă mă întrebați. Pentru că este inutil să găsești 10 candidați buni acum și să nu-ți rămână sau să nu fie mulțumiți de ceea ce primesc și atunci tot procesul de recrutare și de research a fost făcut în van. Așadar, cheia este în altă parte. Consider deci, că avem forță de muncă să recrutăm și acum și la fel ca și în anii trecuți. Nu este un impediment acest lucru. Este adevărat. Mulți preferă să plece în străinătate. Avem forță de muncă în străinătate. Este adevărat, dar este sezonieră. La fel. Putem prelua anumite arme, ca să zic așa, de care să ne folosim, astfel încât să le oferim poate aceleași lucruri pe care le primesc în altă țară, de ce nu? Și sunt convinsă că vor avea retenție de personal, fără niciun fel de problemă. Adică, de ce ați pleca în altă țară, dacă ați avea aceleași condiții în România? Dacă v-am înțelege, dacă v-am da o zi liberă, dacă am face o petrecere din 1 iunie copilul vostru la birou și nu v-am ține departe de el. Deci trebuie că să găsim oarecum soluții pe partea aceasta de a veni în întâmpinarea angajatului cu ceea ce își dorește, care sunt nevoile lui în momentul acesta, în 2018. Să ținem cont de latura umană. Angajații nu sunt roboței. Ei nu pot... Angajații sunt bolnavi uneori, angajații sunt... au zile mai bune sau mai proaste alteori. Trebuie să înțelegi. Sigur, pentru performanță și pentru retenție trebuie să înțelegi și efectiv urmăriți ceea ce își doresc. Poate unii dintre noi ne dorim mai mult timp cu familia sau copiii noștri după serviciu. Eu am astfel de exemple.
Pentru ei este foarte important timpul, pentru unii este foarte importantă motivația financiară, pentru alții este foarte important parcursul în carieră. Dacă îl ții 5 ani de zile fără să-l promovezi, clar, se demotivează și atunci lucrurile nu merg în direcția dorită. Bun, Cristina, mai avem avem întrebări, ceea ce mă bucură, mulțumim. Hai să vedem. Prima întrebare, Ionuț Drăgan, da? Având în vedere criza de personal calificat pe toate nivelurile ierarhice, criza care se acutizează tot mai mult, cum face compania dumneavoastră retenția angajaților calificați care au pus umărul la construirea acesteia și la supraviețuirea în condiții extrem de dificile din perioada de criză din 2009-2012? Am să vă răspund punctual. 2009-2012 a fost perioada pe care eu am petrecut-o în altă companie decât cea în care sunt în prezent. Dar am să vă răspund și la prima întrebare, cea referitoare la cum facem să reținem angajații. Uh-huh, uh-huh. Și cum am parcurs anii 2009-2012. Folosim... Criza este de personal, într-adevăr, este în zilele noastre un subiect pe buzele tuturor specialiștilor de HR. Noi, în momentul de față, oferim soluții pentru retenția angajaților și anume. Am făcut un brainstorming la nivel de departament și am sesizat că este foarte util să înțelegi ce își dorește angajatul de la acea companie. Am încercat să avem un program cât se poate de flexibil. Am încercat să formăm un ambient de familie. Am încercat să le oferim soluții de relaxare și de training și de dezvoltare. Am încercat să avem scale cât mai obiective de evaluare și de bonusare, după caz. Am încercat să oferim diverse bonusuri și prime în funcție de sărbători, vacanțe, 1 iunie, de ce nu, sărbătorile pascale, Crăciun și așa mai departe. Avem un sistem intern în care angajații noștri pot beneficia de discounturi la produsele pe care noi le comercializăm. Cine nu-și dorește să poarte brandul respectiv, de ce nu? Venim în întâmpinarea lor cu multe facilități și de asemenea avem grijă de oamenii noștri. Asta pentru că managementul este unul de așa natură. Este o familie, de fapt, ca și colectiv. Și este foarte, foarte preocupat de fiecare angajat, întotdeauna știe ce se întâmplă cu business-ul și încotro mergem. Așadar, ne este relativ ușor să ținem piept crizei, cel puțin pe perioada aceasta, și să facem față competiției acerbe din piață. Deci prin această strategie de este mai dificil în partea de vânzări, ce-i drept, pentru că acolo sunt joburi mai delicate la care în general aplică și tineri studenți și ei nefiind obișnuiți cu un program de lucru stabil, cu anumite ore fixe, cu anumite pauze și așa mai departe, simt puțin rezistență la schimbare și atunci uneori mai avem oscilații. Dar nu avem o retenție proastă, nu mi se pare că suntem într-o zonă în care nu putem stăpâni lucrurile. Deci cam aceasta ar fi direcția, să înțelegi ce își dorește practic angajatul tău și să vii cu întâmpinarea lui cu soluții. Bun. Totodată și Sabina Șelaru, la fel, întreba același, a avut aceeași întrebare. Mulțumim, Sabina, pentru întrebarea adresată, tot pe partea aceasta de retenție, deci ai răspuns deja. Mai avem încă o întrebare de la Christoph Byte. Bună ziua, am o dilemă la care caut alte puncte de vedere. M-ar interesa care ar fi alegerea dumneavoastră între un arhitect IT and manager de proiect IT, care este un bun profesionist cu experiență, perfecționist, exigent, dar care este conștient de asta și este poate puțin arogant, iar unii angajați nu se simt confortabil să lucreze cu el. Menționez că recrutarea persoanei în cauză a durat aproximativ 2 ani.
Am înțeles. Deci ați căutat o poziție dificilă, ați găsit omul cam potrivit, întoin. Dar se pare că nu puteți să-l integrați în colectiv. Trebuie să-l șlefuiți puțin, ca să vorbim așa în termeni pe înțelesul tuturor. Cu training și multă răbdare. Cu mult training și multă răbdare. Nu există rezistență la schimbare la infinit. Se întâmplă și mie mi s-a întâmplat pe plan personal să mă integrez poate mai dificil într-un colectiv decât în altul. Dar nu durează la nesfârșit. Să nu uităm că noi avem uneltele, noi controlăm sistemul și mișcarea, de fapt, nu ele pe noi. Așadar, cu mult training și cu mult implicare, eu consider că dacă a meritat, așa cum mi-ați bine spus, că este un profesionist, oamenii se pot schimba. Ușor pot merge în direcția dorită. Dacă mai lipsește să-i arătați direcția și să aveți puțină răbdare cu el. Știu că e dificil și că de obicei oamenii nu fac concesii în acest sens. Și spun, ok, da, de ce nu l-aș lua pe X care poate e la fel de bun și are un temperament mai maleabil. Nu toți suntem la fel, din fericire. Dar nu, asta nu poate fi un impediment în profesie și în integrarea în colectiv. Sunt convinsă de asta. Da, bine, de foarte multe ori e foarte important în momentul în care facem recrutarea să urmărim oarecum și ce caută sau ce tipuri de oameni ai în echipă, în primul rând, da? Ca să știi oarecum cam care ar fi managerul care s-ar plia cel mai bine pe ceea ce, care este nevoia ta. Pentru că oarecum dacă echipa este într-un anumit ritm, are nevoie poate de un manager care să fie mai înțelegător, care să vină cu idei, care să înțeleagă, care să le facă foarte multe întâlniri, meeting-uri one-to-one, clar trebuie să cauți o persoană care să meargă oarecum, adică să fie, să îndeplinească aceste aptitudini, ca să consider că el, chiar dacă este un foarte bun profesionist, da, și are cunoștințele tehnice, trebuie să le îmbinească pe ambele, pentru că el va fi manager. Și atunci, dacă ești de acord cu mine, cred că aici, categoric, în momentul recrutării... Din mesajul dânsului mi-am dat seama că procesul a durat 2 ani de zile. A durat, da, într-adevăr. Cert este că în 2 ani de zile am fi putut să ne dăm seama cu ușurință dacă suntem compatibili sau nu. Asta este opinia mea. Acum, dacă au cântărit suficient și au luat decizia, înseamnă că ceva puncte foarte au avut. Cu siguranță, cu siguranță. Mai ales cred că partea tehnică a primat. În ceea ce îi privește. Doar că pe parcurs uneori ni se întâmplă lucruri personale sau depinde. Interacțiunea umană nu o poți controla și nu o poți efectiv anticipa. Așa este. Relații interumane în care nu ai cum să intervii decât foarte, foarte ușor ducându-le în direcția potrivită. Dar mai departe ține strict de cultura lor organizațională. Într-adevăr. De ce nu? Eu personal i-aș pune la cât mai multe întâlniri împreună. le-aș face team building-uri, cum facem și noi de altfel. Le-aș pune în fiecare vineri seară să iasă împreună undeva. Aș forța lucrurile până când veți vedea că se vor omogeniza. Oricine poate să fie maleabil la un moment dat. Într-adevăr. Și mai ales e foarte important și deschiderea persoanei care este în momentul acesta pe poziția de IT manager, că trebuie să accepte oarecum feedback-ul și să își dorească să crească și să se dezvolte și pe zona aceasta a doua latură, adică latura umană, pentru că partea tehnică clar este validată 100%. Mulțumim pentru răspuns, mulțumim pentru întrebare. Cristina, vom merge acum practic în a doua temă a discuției noastre de astăzi și vom discuta despre digitalizare, da? În vedere că suntem în momentul acesta în piață efervescenți cu acest trend și am să te întreb pentru început ce reprezintă digitalizarea. Pentru mine digitalizarea, ca să fac așa un rezumat al tuturor definițiilor digitalizării, înseamnă un catalizator al stocării, căutării,
informațiilor, care cu ajutorul internetului ne ajută să memorăm, să updatăm, să avem interacțiuni în tot ceea ce ține în business, de fapt. Și în viața de zi cu zi. Digitalizarea, deja în era noastră, millennials-ul se trezește cu telefonul în mână. Așa se nască efectiv... Are acces foarte ușor la tot ceea ce e, la informație, la adevărat. Platforme, la mobile și așa mai departe. Exact. Nu poate aduce decât bine în zilele noastre, dacă înțelegem exact procesul. Pentru că suntem împărțiți cumva. Oamenii de HR au cumva păreri diferite. Jumătate sunt pro și jumătate sunt contra. Jumătate spun că vom fi înlocuiți de... de roboți, nu? De roboți. Alții spun că ne aduc numai plus și suntem foarte fericiți să ne ușurăm munca de zi cu zi prin digitalizare. Cristina, mai avem o întrebare. Întrebem puțin partea cu digitalizarea. Ionuț Drăgan, mulțumim, da. Ionuț, pentru noua întrebare. Ca manager de HR, cât de mult vă implicați dumneavoastră și colegii din departament în procesul de recrutare? Acum foarte mult. În sensul că modificările acestea care au venit în urma GDPR-ului ne-au obligat să ne aliniem puțin și noi la normele respective și să fim mult mai atenți la procesele de recrutare. Să nu uităm că nu mai avem posibilitatea păstrării CV-urilor la fel de simplu ca înainte, nu mai avem posibilitatea recontactării persoanelor la fel de ușor ca așa înainte. Este. Bazele de date au fost afectate. Exact. Bazele de date au fost afectate într-o mare măsură, nu știu, probabil că o să discutăm pe acest subiect în alt moment, pentru că eu am o mare problemă cu asta. Foarte mult mă implic acum pe partea de recrutare, în sens de la anunț, chiar dacă sunt manager, da, conspectez anunțuri, da, le urmăresc, da, încerc să acopăr o arie cât mai mare, până la interviuri de mijloc, ca să zic așa, pentru că, de ce nu, în ultima fază interviurile, în opinia mea, se susțin cu șeful direct de departament. Trebuie să aibă o interacțiune și să vadă exact dacă sunt compatibili sau nu, pentru că, iată, vorbeam mai devreme, în anumite cazuri, acest candidat pe care poate eu îl cred cel mai bun nu se pliază către departamentul respectiv. Așadar, implicarea, fie că ești manager, fie că ești HR specialist, fie că ești recruiter sau referent HR, trebuie să fie cât mai mare, în măsura în care îți permite timp, desigur. Și celelalte activități pe care, sigur, efectiv le ai. Bun. Mulțumim, Ionuț, pentru întrebare. Acum mai avem o întrebare de la Ana. Ce face un angajat care, deși se înțelege foarte bine cu toți colegii, angajatorul tratează mediul de lucru ca pe un loc de joacă și nu îi tratează cu respect și, din orgoliu, își dă angajații afară doar pentru a demonstra că el este șeful? Acum mergem în cealaltă parte. Avem probleme cu șeful acum. Da, eu v-am spus de la început. Unii dintre noi nu suntem șefi sau nu suntem făcuți să fim șefi. În România, sistemul ăsta cu lider versus manager nu este foarte bine înțeles. Diferențele nu sunt foarte bine înțelese. Probabil că, nu știu, așa am deprins noi mentalitatea asta de șeful dă cu pumnul în masă și dictează și își dă angajații afară și așa mai departe. Nu mai trăim în epoca asta. Trebuie să înțelegem foarte bine că lucrurile s-au schimbat, am evoluat, am studiat și lucrăm cu oameni. Așadar, problema șefului trebuie cumva atenuată, trebuie avertizat cumva și ulterior lucrat psihologic acolo, direct.
Aici e destul de dificil când e șeful, dacă nu-i convine, de mâine ai plecat. Aici intervine problema. Eu oarecum personal nu asta într-un astfel de colectiv. Adică mi-e foarte greu să dau sfaturi în condițiile astea, pentru că nu m-aș regăsi într-un astfel de colectiv. Nu aș putea să fiu o persoană submisivă care să vină la serviciu și pentru că șeful meu a băut cafeaua rece, are o zi proastă. Această nu aș putea instabilitate funcționa și nesiguranță. Cu această instabilitate și nesiguranță și nu o sfătuiesc nici să continui așa, pentru că se va demotiva și atunci nu va avea rezultatele scontate. Practic, la muncă nu mergem doar pentru a ne câștiga pâinea, ci ne ducem să facem cu plăcere și cu dedicație și devotament. Trebuie să găsesc un echilibru în toate aceste lucruri. În momentul în care nu există un echilibru, nu cred că este locul tău acolo, iartă-mă. Dar este vorba de alegeri. Asta se va întâmpla. Să-l lăsăm pe șef să rămână singur, nu știu. Dacă... Și până la urmă e vorba de alegeri, că trebuie să avem anumite principii, noi ca oameni. Piața e atât de deschisă în momentul acesta, sunt atât de multe joburi pe piață. Atât de multe oportunități, poate sunt atâtea talente pe care nu le-ai descoperit și ai putea fi foarte bine primită într-un alt colectiv, la fel de ușor și... efectiv să vezi diferențele. Să simt adică, apreciată și până la urmă șeful să-și învețe lecția. Că în felul acesta... Să-l lăsăm singur să își recruteze după bunul plac. Că în sensul ăsta poate vom schimba ceva. În condițiile în care noi facem concesii la infinit și sprijinim acest fel de comportament, el va continua. El va continua să facă asta. Cu siguranță. Și vor urma și alții și alții. Din păcate, da. Deci există și mai există și astfel de da, tratamente. Da, mă tristează poveștile de genul ăsta, pentru că sunt fel și fel de oameni care cărora le e frică să facă un pas și cărora le e frică să spună de fapt ce au de spus și trăiesc în teroare, efectiv. La fel cum spunea și colega noastră din Facebook. Da, cea care a comentat. Ana. Bun, Ana, mulțumim. Deci, Ana, trebuie să te gândești, să pui în balanță ce e mai important pentru tine și să vezi exact care ar fi următorul pas. Noi te-am ajutat oarecum cu câteva idei. Ce noutăți aduce HR-ul digital? Acum revenim la cealaltă... Foarte multe noutăți. Foarte multe noutăți. În primul rând, ne ajută foarte tare. Imaginați-vă cum stăteam și scanam munți de hârtii ca să ne facem un dosar de personal. Sau cum aveam dosarele pe lângă birou, munți de dosare, pentru arhivare. Cum trimiteam un dosar în local în alte magazine din țară sau eu știu, foarte, foarte dificil era înainte. Acum în HR-ul digital cu un simplu click îți scanezi documentele, se trimit automat, se introduc în sistem, în sistemul ERP, fără niciun fel de problemă, ai toate informațiile în același loc, de la adresă de e-mail, telefon, așa mai departe. Deci oarecum rapiditatea accesării informațiilor, fluxul se fluidizează, sigur că ai da, acces mult mai ușor. Sunt timpii foarte, foarte importanți în tot acest proces, pentru că, de ce nu, timpul înseamnă costuri și știți cu toții că la HR costurile înseamnă mult și managementul este încântat întotdeauna când reducem costurile. Deci aduce foarte multe noutăți de la recrutare până la evaluare de performanțe, până la sisteme integrate de evaluare, până la urmăriri de pontaje, software, payroll, absolut orice avem nevoie. Este o unaltă extraordinar de utilă în viața noastră de zi cu zi. Ne-a și răspuns Ana, ne-a răspuns la mesajul anterior, am plecat, așa este, și am găsit o firmă cu un colectiv deosebit. Deci, practic, ea ne-a povestit din experiență, dar oarecum ne-a dat și răspunsul că ea a plecat. A avut nevoie, probabil, de o certitudine. Dacă a făcut ăsta, bine ce, bine că a luat decizia. Da. Da. Ne clar, bucurăm dacă... și sperăm din suflet să te bucuri de fiecare zi și petrecută la serviciu. Să nu uităm că la serviciu petrecem în medie mai multe ore decât petrecem acasă. Așadar, este un al doilea cămin. Să ne comportăm ca atare, zic. Într-adevăr, nu trebuie să mergem la muncă cu teroarea de a începe o nouă zi și că poate până la finalul zilei nu mai suntem acolo.
cum zicea Ana, deci e ceva. Bun. Oferă digitalizarea un impact 100% pozitiv sau sunt și anumite aspecte totuși negative care intervin în acest proces? Din punctul meu de vedere, oferă un impact pozitiv. Nu aș merge către 100%, pentru că implementarea este foarte greoaie și modul în care trecem la o asemenea schimbare și costurile sunt foarte mari și rezistența oamenilor la schimbare este acerbă și este destul de dificil la început. Perioada, dacă ți aloci timp și răbdare să parcurgi toate aceste etape, din punctul meu de vedere nu o putem vedea decât ca un beneficiu. Dacă ne raportăm la cealaltă parte, care spun că vom fi locuiți de roboți, într-adevăr, băncile în domeniul bancar au facilitat lucrurile acestea și nu au mai s-au pus anumiți roboței, să le zic așa, care au înlocuit anumite procese. Exact, anumite procese. Dar cui nu-i convine să stea 5 minute să tasteze 4 butoane în loc să stea 2 ore la coadă la casierie, spre exemplu? Adică, cred că cumva vine totul în sprijinul nostru dacă vrem să vedem partea bună a lucrurilor. Iarăși cineva îmi spunea că mecanicii nu vor mai avea locuri de muncă dacă vor dispărea, dacă se vor automatiza liniile și așa mai departe. Pentru că nu vor mai putea interveni în același... Dacă va fi totul automat. Dacă va fi totul automat. Lucru care nu este real. Așa s-a întâmplat de la trecerea la trăsură, știți, la mașină. Adică și ei mai... Mecanicii încă există. Adică autonomia asta nu ține de schimbarea asta în sine. Sunt convinsă că vor ține pasul și sunt convinsă că cu training adecvat și cu dorința de învățare vom ajunge la rezultate foarte bune cu ajutorul digitalizării. Bun. Oarecum consider că nu va înlocui departamentul de HR, eu știu, inteligența artificială, digitalizarea, tot ceea ce se întâmplă pe zona asta, roboții care tot apar, ci oarecum sunt un instrument prin intermediul căruia devenim mai eficienți, nu? Putem spune și așa? Sigur că da. Nu vor înlocui oamenii în sine, ci ne vor da o mână de ajutor și astfel oamenii din departament vor putea fi mai atenți către partea umană, de ce nu, vor fi mai creativi, vor fi mai interactivi. Eu am nevoie de aceste lucruri. Adică prefer ca oamenii din departament să fie mai atenți la anumite detalii decât să-și piardă timpul într-un morman de hârtii în administrare de personal, spre exemplu. De ce să-l țin 10 ore făcând, nu știu, arhivare sau hârtii, cât pot să îl trainuiesc 2 zile pe lună, astfel încât să identifice exact, nu știu, talente în organizație. Sau, deci, practic, îi centrăm pe alte activități care să aducă un plus. Da, având în vedere că în momentul acesta e atâta nevoie pe piață de a veni cu idei noi, de a ne readapta noi ca și departament de HR și nu numai, atunci clar vine în ajutor prin această delegare oarecum, că practic noi ne delegăm exact acestor platforme posibilitatea de a ne ajuta, iar noi oarecum mergem către angajați și încercăm să venim cu anumite plusuri care să îmbunătățească procesele și efectiv fluxul și recrutarea și mai departe. Un exemplu foarte concret. Vă mai amintiți veșnicii fluturași primiți în plic cu nume și așa mai departe? De ce să nu iei la un clic distanță? De ce să nu derulăm procesele mult mai simplu? Cine își mai dorește să plătească 10 angajați când un sistem bine integrat de RP poate să facă asta de la sine? Costurile sunt mult mai mici, putem investi în dezvoltarea lor și în formarea lor profesională. De ce nu? Dar sunt de părere că întotdeauna trebuie să existe un raport bine stabilit și că omul conduce tehnologia, nu tehnologia să ne conducă pe noi. Astfel încât în momentul în care avem o pârghie în sensul ăsta, cred că
cred că ne va aduce doar beneficii, dacă vedem partea plină a paharului. Este digitalizarea o opțiune sau o verigă fără de care nu vom putea funcționa efectiv în viitor? În momentul de față, cred că este o verigă fără de care nu putem funcționa în viitor. Vedem cu toții aplicații din ce în ce mai des în viața noastră personală. Nu știu, aplicații pentru absolut orice. Pentru trafic, pentru un somn mai bun, pentru yoga, pentru... Folosim cu toții această unealtă ca să ne ușurăm viața și să avem cât mai multe activități în viața de zi cu zi. De ce nu în viața profesională? Trebuie să ne adaptăm și cred că ăsta este trendul, în direcția aceasta mergem. Da, cum simți departamentul de HR? Și cum ai simțit departamentele de HR anterioare? Ai simțit oarecum că sunt pregătite spre a face această schimbare? Nu sunt pregătite. Oamenii din fire au o rezistență la schimbare și îl spun nu și pe nu, și îl pun pe nu în față. În momentul în care ieși din zona de confort, este foarte greu să-i duci pe o linie de plutire, ca să înțeleagă exact că procesul nu-i va dăuna, să înțeleagă exact că, da, aprofundează o oră în plus, dar ulterior îi va fi foarte simplu prin două clicuri să facă ceea ce făcea înainte o zi întreagă. Din păcate, în România, chiar dacă avem cel mai performant sistem de internet din Europa, chiar dacă avem cea mai mare viteză, noi nu știm să ne raportăm și la medii. Adică, în mediul urban, într-adevăr, avem un nivel ridicat de utilizare a internetului, dar în mediul rural nu este același lucru. Mulți dintre noi nu știm să folosim. Ar trebui o educație oarecum pe... Ar trebui să ne axăm și să ne focalizăm pe această educație. Vedeți eliberarea ghișeurilor de la stat, da? De când cu e-guvernare. Imaginați-vă, dragi oameni de HR, cum stăteam noi la cost la șomaj? Cum stăteam să depunem declarațiile? Cum mergeam la ITM să ne scanăm și să ne ștampilăm cărțile de muncă? Cozi imense, uriașe. Eu le-am prins câteva dintre ele în primii mei ani și pe vânt și pe vrig și pe nisoare și eram un copil și efectiv stăteam acolo de la 6 dimineața. Acum totul se transmite cu un click, da? Ai validarea în timp real. Mi se pare foarte, foarte util și foarte, foarte accesibil în același timp. Nu suntem educați iarăși să facem tranzacții. Nu suntem educați să avem încredere în sistemele online. Online. Noi nu cumpărăm. Uitați-vă în Europa. Și mă refer la Europa pentru că nu am curaj să mă refer la America și Canada și așa mai departe. Ei sunt deja la un alt nivel. Uitați-vă în Europa. Mergeți la fast food-uri. O să vedeți că nu există casieri la fel de mulți, ci există roboțel în care îți comanzi singur mâncare, ți-o plătești. La fel și la supermarketuri. Există supermarketuri autonome cu... Îți faci cumpărăturile, ești sincer, îți pui cardul și îți plătești absolut tot ce ți-ai cumpărat, îți scanezi singur. De ce să plătești un om care să stea pe un scaun să facă același lucru pe care poate să-l facă un robot? De ce să nu folosești viteza de reacție? Viteza cu care ambalezi, spre exemplu, un produs. Imaginați-vă cum ambalează un ambalator manual și cum ambalează o mașină de ambalat în aceeași măsură, care este, da, într-adevăr, automatizată, cu un sistem bine integrat. Vânzările sunt altele, producția este alta, da? Erorile sunt altele, de ce nu? Pentru da, că suntem, se reduc oarecum erorile umane. Suntem oameni, da. Cristina, un sfat acum la final de emisiune, un sfat pentru, în primul rând, pentru departamentele de HR, un sfat pentru antreprenori cu privire la discuția noastră de astăzi. Nu știu dacă sunt în măsură să dau sfaturi, dar pot să vă sfătuiesc în acest moment cu privire la digitalizare să vă folosiți de aceste unelte și pe cât puteți să le îmbinați și să faceți un training adecvat, astfel încât să vă aducă numai foloase.
cu puțină răbdare și cu puțin dorință de a parcurge toate aceste etape, cu siguranță rezultatele vor fi cele scontate. În cazul în care sunt oameni reticenți, pentru că sunt într-adevăr manageri de vârste medii, cărora le este mai greu să aprofundeze și să treacă la acest pas, vă sfătuiesc să aveți discuții îndelungi cu aceștia, să faceți un brainstorming la nivel de companie și să vedeți exact care este calea cea mai bună pentru voi și să îi provocați. Cu siguranță veți avea rezultatele dorite. Mulțumim, Cristina. Cu drag. Ne-a părut bine să te avem astăzi la noi în studio și sperăm să ne mai revedem și cu altă ocazie. Vă mulțumim vouă că ați fost alături de noi la începutul acestui nou sezon, sezonul 2, ora de HR la Busy Life TV. Vă mulțumim pentru întrebări. Vă mulțumim că ați fost interactiv, vă mulțumim că aveți dorința aceasta de cunoaștere și de adaptare la ceea ce se întâmplă în piață. Vă mulțumim că ne dați like și share. Astfel, practic, informațiile ajung la cât mai multe persoane și încercăm astfel cum putem să aducem un plus valoare comunității, organizațiilor, asociațiilor, companiilor, antreprenorilor, specialiștilor. Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi. Vă dorim o săptămână frumoasă și nu uitați, cea mai importantă resursă din cadrul unei companii suntem noi, oamenii. O zi frumoasă!